O bătrână în vârstă de 78 de ani a fost omorâtă aseară de propriul ei nepot. Crima a avut loc în satul Bulboacanei Ninoi. Băiatul de 20 de ani a luat o sumă mare de bani și a încercat să fugă cu un taxi, dar a fost prins pe urme fierbinți. Tragedia a avut loc aseară. Tânărul în vârstă de 20 de ani locuia în casa bunicii. Aseară, vecinului de vis-a-vis s-a părut suspect faptul că în casa bătrânei lumina era stinsă, iar ușa încuiată, așa că a decis să intre forțat și a descoperit-o pe bătrână jos, într-o încăpere plină cu fum. Am rupt lăcat, am intrat înăuntru, văd fum și m-am gândit că tante Nadia moare, mă rog, a murit, ori moare, eu știu cum, e fum. Am intrat fugă la ea, văd fum acolo încă mai mult. Dau iorganul la o parte, acolo e strașnic, jumătate de capul. A fost lovit cu ceva în cap greu. Dimineața îi spune, Mihalian, că el o lovit și eu în cap și o vădit-o cu un ochial și cu de foc. Vecinii spun că tânărul era în evidența psihiatrică și avea un comportament agresiv atunci când consuma alcool. Era agresiv, se vedea cu bunica. Când consuma alcool, se ducea, venea, striga, cânta, nevoie de este bete. Dacă lua un pahar de gină, da, ce și bălzi. Tânărul a fost prins de angajații Inspectoratului Național de Patrulare în mai puțin de o oră de la comiterea crimei, după ce aceștia au oprit un taxi într-un sat vecin. Inspectorilor le-a trezit suspiciuni unul dintre pasagerii automobilului, care era beat, agitat și zgâriat pe mâini, iar hainele erau pătate de sânge. Asupra lui au fost depistați și banii sustrași de la victimă. Suspectul a fost escortat la Inspectoratul de Poliție a Ninoi, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoare de la 15 până la 20 de ani sau chiar detenție pe viață.